Bună dimineața, dragii mei! Mă bucur enorm de mult să ne reîntâlnim și în această duminică. Sper că v-ați băut cafeluța, sper că sunteți zâmbitori și dacă nu ați fost până acum zâmbitori, o să zâmbiți cu siguranță pentru că mă ascultați pe mine și pentru că mă vedeți pe mine. Dragii mei, așa cum v-am spus, mă bucur foarte mult să ne reîntâlnim iarăși în această frumoasă duminică. Este o vreme superbă afară și sunt aici pentru a vă spune care sunt mesajele următoarei săptămâni. Bineînțeles, mesajele îngerilor și, totodată, mesajele cărților de tarot. Nu uita că este o citire generală, este bazată pe energia colectivă, așadar este foarte posibil ca pentru unii dintre voi aceste mesaje să nu se potrivească, da? Pentru că vorbim despre energia colectivă. Vă mulțumesc enorm de mult pentru toate mesajele voastre, pentru toată susținerea voastră și pentru toate like-urile și share-urile și tot ceea ce faceți voi, pentru că, așa cum am mai spus-o, fără voi să știți că eu nu aș fi fost aici prezent în continuare pe online. Și mulți dintre voi mă susțineți, fie că donați sau fie că nu contează, pentru mine să știți că toți sunteți importanți. Bun, dragii mei! Haideți să începem această frumoasă citire, pentru că, așa cum ți-am spus, vreau să te bucur în această duminică și vreau să te fac să zâmbești, pentru că știu că unii dintre voi ați trecut prin perioade grele și mă refer aici prin anumite stări sufletești care v-au pus așa pe gânduri și s-au întâmplat foarte multe lucruri în viața voastră, cu siguranță. Tot ce vreau să știi este că eu sunt aici alături de tine. Nu uita că mi-am făcut un al doilea cont de Instagram. Am spus-o, cred că și la Zodiacul lunii decembrie, însă voi repeta. Un cont de Instagram unde voi posta articole, să spunem, oculte, ezoterice, care nu neapărat au legătură cu tarotul, da? Dar cu siguranță unii dintre voi deja mi-ați scris și mi-ați spus că vă place foarte mult ceea ce urmează să conțină profilul respectiv, pentru că este la început. Nu uita să mă urmărești pe Relevant Occult Doctrine, da? Uite aici, mai jos, este ID-ul de Instagram. Repet, acolo voi posta lucruri frumoase, interesante, ezoterice și, bineînțeles, că îți pot fi de ajutor. Haideți să începem, dragii mei, citirea pentru următoarea săptămână și voi începe cu un mesaj al îngerilor. Un mesaj foarte, foarte important pentru voi. Mesaje importante pentru cei care ne privesc, ce au nevoie să cunoască în acest moment. Ok. Bun, avem primul mesaj, însă să știi că mă simt ghidat să mai extrag unul. Uite că deja a căzut. Ok. Bun. Sunt două mesaje pentru tine, unul de la Bethany și celălalt de la Patience, răbdare, iată. Și îți voi citi imediat mesajele de pe card. Primul mesaj de la Bethany, o să te rog să fii foarte, foarte atent. Atunci când te îngrijești, e spre binele tuturor. Acordă-ți astăzi o bucurie relaxantă, cum ar fi un masaj, o baie în apa de mare sau o ședință de pedicură. Mai puțin probabil să faci o baie în apa de mare acum în acest timp, dar cred că o baie cu sare, cu ierburi, da, pentru că știu că le ai prin casă pe acolo, cu petale de trandafir sau, cine știe, cu uleiuri esențiale, cu siguranță poți să-ți faci. Poți să-ți faci de asemenea și o ședință de pedicură sau poate un masaj. În fine, acest mesaj nu trebuie considerat motamo. Este un mesaj de la acest înger care vorbește despre grija față de tine. Și așa cum am spus mai devreme, cu siguranță unii dintre voi ați trecut printr-o perioadă tumultoasă, printr-o perioadă care cu siguranță v-a obosit fizic și psihic și cred că acum ai nevoie de această relaxare, ai nevoie de acest moment pentru tine, ai nevoie să vorbești cu cineva drag, ai nevoie să te întâlnești cu oamenii tăi dragi, mai ales că în fond și la urma urmei este sfârșitul anului. Haideți să nu mai facem chiar atât de multe lucruri și să mai punem și puțină frână, să ne mai gândim și la noi, da? Al doilea mesaj vine de la Patience, așa cum îți spuneam, și îți voi citi acum mesajul.
Acum e vremea să înveți, să studiezi și să strângi informații. Bucură-te că înveți, fiindcă în viitor vei sintetiza cunoașterea în acțiune. Și ce îmi spune mie mesajul ăsta? Mesajul ăsta îmi spune faptul că tu, chiar dacă te relaxezi, chiar dacă treci printr-o perioadă, să spunem, relaxantă din viața ta, tu gândești lucrurile, adică încerci să vezi, de exemplu, ce ai putea să faci de la anul, care sunt planurile, cum ai vrea să funcționezi, da? Adică rotițele merg în continuare, bineînțeles, pentru că ești o persoană care analizează lucrurile și foarte bine că se întâmplă așa până la urma urmei. Chiar dacă suntem în aceste momente de liniște, cu siguranță ne gândim și la viitorul nostru și ne gândim în funcție și de aspectele care s-au schimbat în ultima perioadă în viața noastră, da? Bun, haideți să vedem care sunt și mesajele cărților de tarot. Mesaje importante pentru cei care ne urmăresc pentru următoarea săptămână, te rog să-mi oferi. Mesaje importante, hai să vedem care sunt acelea. Mi se transmite un mesaj pentru cineva care a trecut prin foarte multe greutăți sufletești, poate chiar procese, cineva care a fost păcălit și din punct de vedere financiar. Vine vremea ta. Vine vremea ta. Ascultă-mă ce-ți spun. Îngerii mă anunță pentru tine că din anul 2024 o să înflorești, o să răsari. Se întâmplă ceva aici la tine minunat, să știi. Deci acest mesaj este pentru acea persoană sau cele persoane care, bineînțeles, se regăsesc, da? Acea persoană care ți-a făcut rău începe deja să plătească. Începe deja să plătească, fie că știi, fie că nu. Asta mi s-a transmis acum în acest moment. Nu știu despre cine este vorba, dar cu siguranță vei ști tu dacă este vorba despre tine sau nu. Bun. Dragii mei, pentru următoarea săptămână avem două arcane majore, iată, evenimente importante și desigur că ați putea să spuneți, ok, ce se poate întâmpla în 7 zile. Păi dacă stai să te gândești, se pot întâmpla foarte multe și într-o zi. Se pot întâmpla foarte multe și într-o oră, dar în 7 zile, da? Avem la baza pachetului Hierofantul, iată, o energie superbă. Această carte vorbește despre disciplină. Este momentul în care îți setezi anumite task-uri, așa cum ți-am spus la începutul citirii, vrei să vezi ce conexiuni mai sunt, vrei să te înscrii poate la un curs în următoarea perioadă sau e ceva legat aici de următorul nivel pentru tine, da? Se trece la următorul nivel. Marele Preot este o carte și spirituală. Deci asta înseamnă că poți fi în postura în care vorbești cu ceilalți, predai, îți faci un curs, scrii o carte, sunt planuri de genul ăsta care te înconjoară, da? Dacă nu, repet, pur și simplu vorbim despre faptul că ușor-ușor treci deja la următorul nivel și țin să-ți menționez asta, faptul că până luna mai 2024 vor fi mari schimbări în viața ta. Nu mai ai de gând să aștepți, pentru că consider deja că ai așteptat foarte mult și cumva consider că ai fost foarte, ai avut foarte multă compasiune față de niște persoane sau față de niște oameni care ți-au demonstrat că nu meritau de fapt compasiunea ta. Avem acest 4 de monede, 10 de bâte și 4 de spade. Bun. Iată. Acestea sunt cărțile după baza pachetului, așa cum îți spuneam, avem 4 de spade, 4 de monede, da? Și
un 10 de bute. Este clar că se termină cu o perioadă foarte, foarte grea pentru tine, dragul meu. Acest 4 de spade arată exact această perioadă de liniște, de relaxare, de introspecție. Poate sunt printre voi oameni care citesc în această perioadă mai mult. Știi, faci lucrurile alea de care nu ai mai avut timp și aprofundezi o anumită informație foarte mult în următoarea săptămână, da? Unii dintre voi se întorc cumva la, hai să o numim așa, o veche plăcere, un vechi hobby, un hobby pe care cumva, repet, l-ai lăsat deoparte pentru că nu ai mai avut timpul necesar, nu te-ai mai ocupat de asta sau probabil cei din jurul tău nu au privit cu încredere hobby-ul ăsta al tău. Nu știu, este și ceva ascuns aici ce mi se transmite pentru tine, care bineînțeles că poate să țină de spiritualitate sau de zona ocultului, da? 10 de bâte și 4 de monede. Sunt două cărți foarte puternice care arată faptul că ieși din această prăbușire în care ai fost. Da? 10 de bâte arată faptul că acum îți găsești noi alternative. Da? Indiferent despre ce domeniu vorbim, să știți, aici este vorba despre reinventare. Și cărțile ies în felul ăsta de ceva timp, din ce am observat, legate de reinventare, legate de încredere în tine, legate de misiunea ta, legate de ceea ce trebuie să faci și nu ai făcut în ultima perioadă pentru că ai trecut prin lucruri, să zicem, personale, greu de gestionat. Avem acest 7 de spade, ia uite, următoarea carte în poziția ta. Cineva care te-a manipulat, cineva care te-a mințit, cineva care s-a dat ceea ce nu este și să știi că și acum, și acum încearcă să fure ceva de la tine. Poate să fie o idee, poate să fie, nu știu, mi se pare că e cumva conectat cu financiarul tău, da? Deci mi se pare că e conectat cu situația ta financiară, însă, ce să vezi, această persoană va fi descoperită sau probabil tu îți vei da seama de situația asta, că te trage în jos, că nu mai vrei să mai colaborezi cu persoana asta, că nu mai vrei să mai ai nicio legătură cu persoana asta. Pentru că pe tine te așteaptă altceva și ia uite ce avem aici, adevărul, da? Ia uite, asul de spade și soarele, două cărți minunate. N-am ce să mai spun decât că te îndrepți pur și simplu spre adevărul tău. Deci e efectiv o bucurie a spiritului tău. Uite-te și tu ce frumoasă e cartea asta. Cum alergi liber. Da? Te îndrepți către o nouă etapă din viața ta, să știi, și următoarea săptămână este importantă pentru tine, bineînțeles ca toate celelalte zile și ca toate celelalte săptămâni, da? Ți se cere încredere, ți se cere să faci ceea ce simți, ți se cere să nu mai asculți de vocea celorlalți, pentru că ai făcut-o prea mult timp. Deci ai făcut-o prea mult timp și tu ai considerat despre tine că nu ești o persoană suficient de matură. Cumva trebuie să primesc sfaturi întotdeauna din partea celorlalți. Desigur, sunt momente în viață în care este bine să cerem un sfat, da? Dar tu te-ai lăsat foarte mult condus de o anumită persoană sau de anumite persoane în viața ta, da? Și bineînțeles că acum cu soarele vine, nu știu, această tendință a spiritului tău de a fi liber, știi? Simt că pentru unii dintre voi, sufletul vostru vă spune, băi, știi ce, nu mai vreau să fiu personajul ăsta, nu mai vreau să fiu chestia asta, adică scoate-mă la suprafață, vreau să fiu autentic, nu mă mai interesează nici ce spune X, nici ce spune Y, eu vreau să trăiesc și vreau să mă îndrept către misiunea pentru care am venit pe acest pământ. Avem faetonul și cavalerul de cupe, rac, scorpion, pești, poți avea legătură cu cineva din această zodie și este foarte posibil, dragul meu sau draga mea, în următoarea perioadă să ai o colaborare cu cineva, o colaborare nouă mi se arată pentru tine. Lucrurile vor sta foarte, foarte bine, dar pentru dintre voi cred că este momentul să vă decideți ori albă, ori neagră. Da? Este ceva în viața ta, fie că e vorba despre profesional, fie că este vorba despre planul amoros, este ceva ce tu trebuie să te decizi în următoarea perioadă către ce drum
o iei, da? Poate să fie lumină, poate să fie întuneric, poate să fie, nu știu, din punct de vedere profesional, repet, să faci o schimbare în zona asta, să faci o updatare în zona asta. Iată, avem aceste două cărți care vorbesc despre direcție și despre control totodată. Și știi de ce? Pentru că nu mai vrei să fii controlat. Exact ce spuneam mai devreme. Este cineva aici care a încercat sau poate chiar a reușit să te controleze sub o formă sau alta. Și este bine că tu ți-ai dat seama de aspectul ăsta. Este o ofertă nouă, este o direcție nouă pentru tine, vei avea colaborări noi, da? Și o discuție foarte frumoasă cu cineva legată poate de un drum sau un loc în care trebuie să ajungi în următoarea perioadă. Împărăteasa și împăratul, iată, avem cuplul aici, wow, ce fain! Avem un cuplu, împărăteasa și împăratul, stabilitate, abundență financiară, direcție bună pentru tine, da? Mai multă încredere, este tot ceea ce îți recomand. Și ai încredere în instinctul tău, ai încredere în vocea sufletului tău, ai încredere în intuiția ta, frumusețe, nu știu, ești ca o apariție magnetizantă în următoarea perioadă, să știi, pentru majoritatea. Și cu siguranță cred că vei primi și anumite mesaje sau propuneri de dragoste. De ce nu? Ok. Hai să vedem care este mesajul suplimentar pentru Marele Preot. Nu știu de ce simt să extrag anumite cărți clarificatoare pentru acest mesaj. Pentru că aici există niște planuri în Marele Preot, da? Așa cum îți spuneam, noua etapă. Avem prima clarificare pentru Marele Preot, Cavalerul de Spade, iată. Mental, vezi? Foarte multă energie de aer, foarte multe gânduri, planuri, strategii noi. Unii dintre voi aveți probabil și business online, 5 de bâte, da, vezi? Aici au fost cumva niște certuri, să le numim așa, sau poate niște provocări legate de cine ești tu. Poate ai avut oameni pe lângă tine care te-au făcut să te simți în minus. Te-au făcut să te simți prost. Nu ai fost pus, să zicem, într-o lumină bună, da? Ce trebuie să-ți mai spun aici este următorul lucru și simt asta pentru cineva. Ai grijă ca cineva să nu îți strice imaginea, da? Pentru că e cineva care te invidiază cumva. Sunt foarte multe opinii, se discută despre tine foarte mult aici, da? Se discută despre tine foarte mult, sunt foarte multe întrebări. Vorbim acum despre o altă situație, da? Pe cealaltă parte, așa cum îți spuneam, există noi strategii spre care tu vrei să mergi, noi planuri și de data aceasta buzele sunt pe cheltuite. Și următoarea carte, în această poziție avem 6 de spade, da, exact. Unii dintre voi vor pleca dintr-o colaborare, vor renunța la această colaborare și te îndrepți către ceva mult mai bun pentru tine. S-ar putea ca o perioadă să rămâi singur, s-ar putea ca o perioadă să faci totul de unul singur, ceea ce este perfect în regulă. Acest 6 de spade arată că după anumite discuții care sunt contradictorii, da, nu se ajunge la o opinie, nu se ajunge la un numitor comun, vei alege să pleci din acel contract sau să pleci din acea colaborare sau pentru dintre voi dintr-o relație, da? Pentru că putem vorbi aici și despre o căsnicie. Se decid niște direcții, așa cum ți-am spus, și pentru tine și pentru cei de pe lângă tine cu care tu lucrezi. Hai să vedem un sfat pentru următoarea săptămână. Avem Regina de Monede și Diavolul. Ok, aici există un sfat puternic legat de partea materială, dar și puternic legat de, exact cum îți spuneam eu că am simțit la începutul citirii tale, această compasiune și bunătate, da?
Ei bine, empatia, bunătatea excesivă, să știți că sunt extrem de dăunătoare și cu siguranță cred că tu ești unul din personajele care a înțeles acest mesaj. La baza pachetului, spânzuratul, da? Adică cred că ar trebui să nu te mai sacrifici pentru toată lumea. Asta mi se transmite pentru tine. Următoarea săptămână este o săptămână în care tu înțelegi pe deplin acest mesaj. Spânzuratul vorbește despre sacrificiu, vorbește despre faptul că eu trebuie să am grijă de toată lumea. Nu mai spunem despre faptul că tu ai regina de monede care este mama răniților în tarot. Da? Este acel personaj de energie feminină care cumva are grija tuturor. Da? Are grijă să fie curat, are grijă să fie bine, are grijă să fie mâncare, are grijă să fie bani. Toate aceste griji, da? Și faptul că ești o persoană săritoare, faptul că întotdeauna ai considerat că trebuie să faci bine în jurul tău, dar ce să vezi, au fost persoane care ți-au întors nu sub o formă frumoasă ceea ce ai făcut tu pentru ei. Cred că în acest moment este un moment important pentru tine în care să te rupi tu de anumite moduri de gândire pe care le ai. Știi, cumva sunt moștenite din familie. Ți s-a spus că nu este în regulă să fii că nu este în regulă să nu dai și celorlalți, da? Ai moștenit învățătura asta, că trebuie să ajuți, tot timpul trebuie să fii acolo, sau pur și simplu tu ți-ai asumat rolul ăsta de salvator, da? Dar ai trăit de curând în acest triunghi satanic, exact așa se numește, și anume victimă, călău și salvator, da? Acesta se numește triunghiul satanic. Fie că ai trecut printr-o relație de genul acesta, fie tu, repet, ai asumat acest rol de salvator și iată că nu mai este cazul, pentru că de fapt asta este ceea ce tu trebuie să înțelegi. Următoarea săptămână tu trebuie să te gândești foarte bine că nu ești acolo pentru a salva lumea, da? Ci pur și simplu răspunde-le oamenilor cu aceeași monedă și vorbește cu ei de la același nivel, da? Și mai există încă o chestiune aici și un sfat pe care ți-l pot oferi. Ai foarte mare grijă ce faci cu banii tăi, cu investițiile tale, pentru că aici cu diavolul vorbim despre niște persoane care nu sunt tocmai sincere, da? Încearcă să profite de tine, sunt oameni care au profitat de tine și, repet, exact asta este lecția pe care trebuie să o înțelegi tu acum. Nu este în regulă să fii bun cu toată lumea, nu este în regulă să fii drăguț cu toată lumea. De cele mai multe ori este bine ca lumea să te vadă ca pe un om care este mai închis, este mai retras. De ce? Pentru că, repet, oamenii au tendința de a intra cu bocanci în viețile celorlalți. Da? Și s-a întâmplat în viața ta foarte mult timp acest lucru. Iată o lecție foarte interesantă pentru săptămâna viitoare. O lecție a dependențelor, o lecție a modului de gândire, o lecție care te invită să reflectezi mult mai mult la acea compasiune, bunătate, sprijin pe care tu l-ai oferit. Da? Și dacă ne întoarcem la mesajul îngerilor, grija față de tine, se pupă perfect aceste mesaje. Da? Se pupă perfect și cred că este momentul tău și cred că este momentul să zbori către alte culmi, să atingi următorul nivel din viața ta și mare grijă la oamenii care sunt pe lângă tine, pentru că noțiunea de prietenie este una dincolo de orice aspect spiritual și, din păcate, în această lume nu prea există. Dragii mei, acestea au fost mesajele mele pentru voi. Vă mulțumesc enorm de mult pentru faptul că mi-ați fost alături. Sper că v-am bucurat cu aceste mesaje. Până la urmă sunt niște mesaje legate de grija față de tine și de adevărul tău și de autenticitatea ta, de ceea ce vrei tu să faci și de a nu-ți mai pune încredere atât de mult în ceilalți. Pentru că oamenii vin și pleacă, am spus-o de multe ori, este un adevăr dureros, dar așa este, venim singuri, plecăm singuri și cred că tot ce contează în viață este să faci ceea ce îți place și să trăiești așa cum îți place ție și așa cum simți tu, pentru că sufletul tău îți vorbește și sufletul tău este singurul prieten adevărat al tău. Ascultă-mă ce spun.
Până data viitoare vă doresc toate cele bune, vă doresc o duminică minunată, liniștită, zâmbitoare și ne revedem curând. Vă pup și vă îmbrățișez. La revedere!